Salut și bine ați revenit la episodul 6 din seria cu viitorul. Astăzi avem meciuri tari cu Iași și cu Craiova, care Iașiul, dacă mi-aduc bine aminte, este pe primul loc. O să avem și conferință de presă, dar mai întâi o să vă las cu primul top 5 goluri al acestei serii. Odată la 5 episoade m-am gândit eu să fac cele mai frumoase goluri, vi le pun pe comunitate, aleg eu 5 goluri, voi le votați și în funcție de asta alegem clasamentul celor 5 goluri. Cred că e simplu, v-ați dat seama, acum hai să le vedem. Hai să jucăm cu Iași, jucăm acasă, ce naiba de chituri au ăștia, bine, nu mai trebuie să joc așa, dar jucăm în alb, să fie diferența mai mare, asta e echipa, Rivaldini, Omățan, Iancu, Bărbuț, Urii, Artean, Țâru, Boboc, Pașcanu, De Noier. Mi-a ieșit cineva să încerc 4-3-2-1, s-ar putea să încerc formația aia dacă nici azi nu jucăm bine cu formația asta, pentru că cu Gazmetan ne-am descurcat, hai să vedem ce o să facem și cu Iașiul. Chiar sunt curios de ce Iașiul e pe primul loc, dacă chiar e o echipă atât de puternică sau a fost o întâmplare. Noi suntem în revenire, sper, mai ales după meciul trecut cu Gazmetanul ne-am dominat. Și vreau victorie, sunt curios dacă Rivaldini își va continua forma bună de altă dată. Hai să vedem, băieți. Nu mă dezamăgiți nici de data asta, vă rog. N-am prea jucat în alb de mult. Țin minte în alb doar meciul ăla cu Chindia unde am ratat tot. Ce am pierdut cu 1-0. Și iată cum era să luăm gol aici, la primul atac al celor de la Iași. Hai să combinăm frumos, băieți. Mățan. Mățan spre Bărbuț. Să vedem viteza lui Bărbuț spre Rivaldinho cu șutul din prima bară. Gol transversară. Atac năucitor. N-au avut nicio șansă. Am avut puține emoții când am șutat din prima cu Rivaldinho acolo, dar iată că am reușit. Și e 1-0. Hai să ne bucurăm. Vreau să revă fața. Bărbuț foarte bine în ultimele meciuri. Portarul prin chelie aproape a trecut pe deasupra capului. N-a ținut mâinile alea cum trebuie. Și iată golul. Rivaldinho câte goluri mai are? Că nu mai știu. 8 goluri în Liga 1. Foarte bine. Zeu. Nu ne mai trebuie atacant. A avut și eu ocazie. Dacă înscriu acolo, poate nu mai era 1-0 pentru noi. Adică clar nu mai era 1-0 pentru noi dacă înscriu ei acolo, dar... Mă refer că aveau alt moral, se aprau bine și ce bombă trimite acest jucător de culoare de la Iași. Direct la Vinclon, nu știu dacă avea ce să facă cu jucarul în poartă. Bă, lasă-mi bă steargul, nesimțitule. Tu știi că ăla costă bani. Ce dai tu în el? Chiar a pus mâna pe lui, what the fuck. Ce au ăștia cu steagul meu de la corner, nu știu. Tu n-am văzut cine era golul, dar vreau să revăd execuția, că a fost frumoasă. N-a fost exact Vinclu, dar a fost pe acolo. Brevald? Mă, ăsta n-a fost la FCSB. Nu știam că a ajuns la Iași. Ei sunt viitorul celor de la Viitorul Constanța. Frații Prodan! Bar, cred că Iancu a dat acolo. Bărbuț trece aici frumos. Și gol, mă! 2-1 prin... Nu știu cine e. Uri? Cred că el e, da. A urcat foarte bine Uri acolo. Și a fost o simplă formalitate, pasa a fost bună. Șutul din prima din nou. 2-1.
De unul la pauză, un match tare, destul de animat. Per total, n-am mai fost așa plictisitor ca alte meciuri din această serie de până acum. Iașul pare că a dominat noi pentru că am avut la primul gol bară gol. Avem un șut pe poartă și două goluri, dar e ok. Merge. Mățan, te mai țin puțin. Trebuie să-l antrenez neapărat la stamina. Uite, mereu se schimbă antrenamentul. Nu e bine, e gol aici. Nu. Bine, Cojocaru. Încă o dată, ce zeu. Și cred că iar am uitat să-i dau numărul lui Căbuz 1. Cred că după meciul ăsta o să încerc să-i dau. A fost offside. Perfect. Și pe Ganea, Rivaldinho și-a făcut treaba, nu vreau să-l forțez. Hai să vedem și pe cei noi intrați, dacă pot să schimbe ceva pe tabela de marcaj. De noi rămâne la minge, pasează la Iancu, Iancu cu centrarea din prima, total aiurea. Ganea se descurcă, rămâne la minge, dar a ratat pasa acolo, a ratat mai mult mingea, mai bine zis. Dar pe lângă complet. Mi-a ieșit prost cu Pașcanu aici și s-ar putea să mă coste. Nu, Cojocaru a făcut un meci demențial azi. A închis poarta după ce a luat primul gol unde n-a avut ce să facă. De Neuer s-a lovit singur. Și a căzut. Și ce gol. Cred că Cristian l-a dat. E incredibil ce goluri ne-au dat cei de la Iași. Cred că își merită locul de... locul 1 în campionat. Adică au jucat frumos. Chiar dacă am dominat în mare parte jocul și sunt puțin dezamăgit la acest rezultat în momentul de față. Au dat goluri frumoase, n-ai ce să le reproșez. Din prima, încă o dată din prima. Bine, cred că primul gol n-a fost din prima, nu mai știu exact. Da, Andrei Cristea are experiență și se arată acest lucru. Ciobanu nu prea a făcut nimic. Nu prea e bun pe playmaker. Ganea cu șutul și de data asta e un gol bun, mă, așa. Le arătăm și noi că știm și să dăm goluri frumoase, nu doar Iașul poate să dea. 3-2, iată că am replicat destul de repede, cred că la prima fază. Și fanii în sfârșit sunt bucuriți, bucuroși din nou. Am zis bucuriți, what the fuck. Bine, Țâru, s-a dat fault, nu pot să cred. Și din nou arbitru lasă și faza asta. Peste poartă, a încercat Platini, cred, dar n-a avut ce să mai facă. De data asta nici arbitru nu a mai putut să ne dezavantajeze cu acel minut în plus dat. Și pe total sunt mulțumit de cum am jucat, adică am dominat meciul. Și a făcut diferența în meciul de azi. Nu știu dacă am fost echipa mai bună. Asta o să demoralizeze echipa dacă spun. Asta ar putea să-i motiveze, dar cred că asta îi motivează cel mai mult. O să zic totuși că trebuie să ne concentrăm pentru meciul următor. Încerc să fiu și realist, chiar dacă nu ajută suficient de mult echipa, ceea ce declar eu la aceste interviuri. Dacă am avut dubii că vom câștiga. Da, am avut la 2-2 dubii. Eram sigur că o să scadă echipa, dar v-am zis să încerc să fiu și realist. Și chiar mă așteptam să scadă moralul. Hai să salvez moralul cu această ultimă întrebare. Hai să zic asta, că n-a fost chiar așa easy. Mai ales la golul 2 al lor. Nu l-a blocat nimeni pe Cristea. Și chiar nu am pregătit meciul special să-l blocăm pe Cristea. Nu știam că e așa zeu. Mă gândeam că dacă era zeu, rămânea la Craiova. Am rămas pe locul 4, dar Craiova ne poate depăși. Mățana a spus că o să-i dau stamina. O să încerc să-i dau stamina. Mamă, nu e nimic cu stamina. Pe bune. Ok, rămâne așa, ce să facă când n-are stamina. Pe Leca o să-l scot. Unde ești, Prodane? Aici, Prodan, 17 ani. Hai să vedem ce poți. Are ceva viteză. Dar se poate mai mult. Let's go! Prodan, la următorul antrenament trebuie să faci 50, că altfel te omor. Și vreau să joace Ghiță data asta. Pașcanu nu pot să-i reproșesc că n-a jucat bine, dar totuși, Ghiță e mai bun. Statistic măcar, plus Mladen, chiar dacă nu are el moral. Și am adus aminte de Căbuz, o să-i dau acum numărul 1. Dar nu o să joace meciul ăsta Căbuz. Chiar a fost zeu cu jocarul meciul trecut. Doar că vreau să încep cu Calcan.
Numărul 1. Noul numărul 1 de la viitorul. Luase Prodan. Bă, Prodane, te-ai dat cu pumnul de la el. Ce-ai făcut? Ok, o să jucăm în albastru și Craiova în alb. Dacă n-ați văzut echipa, Rivaldinho, Calcan, Mățan, Bărbuț, Urii, Artean, De Noier, Ghiță, Țâru, Mladen, Cojocaru. Schimbările la meciul trecut ar fi Calcan, Ghiță și Mladen. În rest sunt aceiași jucători. Și rămâne și formația aceeași pentru că am jucat ok meciul trecut. Iată vulcanul de pe Oblemenco plin și bă, seamănă cât de cât stadionul ăsta, adică e de apreciat că au găsit un asemănător chiar dacă n-au băgat stadioanele în joc. Adică ce să zic, eu zic că seamănă, voi ce ziceți? Lăsați-mi părerile voastre. Mulți spun că e greu să câștigi aici împotriva a mii de suporteri olteni, eu sunt foarte confident în această seară după cum vedeți, dar am încredere în același timp în echipa mea și sper că și jucătorii vor fi destul de motivați. Întoarce, pasează când avea să facă Mățan pentru Artean cu șutul și Piaceli iar Calcan. Calcan îl face Piaceli să-și bage mingea în poartă, dar sunt puțin supărat pe el că n-a dat direct poartă și dădea paralel cu poarta. Oricum, e bine că am deschis scorul, dar nu știu, puțin dezamăgit de golul pe care l-am dat, ce să zic. Revedem faza. Foarte bine a tras Artean, n-avea ce să facă Piaceli, a respins, apoi, total neinspirat, și-a băgat mingea în poartă. Totuși, cred că dacă o lăsa să treacă, era gol în plasta laterală. Hai să nu-l certăm așa rău pe Calcan. Bine, Calcane. Important e că ai ajuns la mingea aia și că ai șutat. Și deschidem scorul, să vedem, au tăcut fanii, ce se întâmplă? Mingea la Mățan. Mățan are viteză, dar va trece el. Își pune mingea pe Fines, dar prinde Piaceli fără emoții. Probabil cel mai bun portar din Liga 1. Să vedem, la faza anterioară nu s-a văzut asta. Mățan, de data asta treci, da? Mățan cu șutul. Băi, ai mei nu prea vor să dea pe poartă. Dau paralel cu poarta. Calcan. Sper că a fost deviată mingea, se pare că nu. Oricum, începem bine azi. Bancu nu știu de ce a urcat, pentru că Bărbuț e un zeu care fuge. De asta l-am luat, ca să fugă. Nu știu cum a scăpat mingea afară, adică eram ferm convins că are controlul situației acolo când i-am dat să se întoarcă cu mingea. Și totuși a lăsat-o în afara terenului și iată că ne apropiem de pauză. După gol n-am mai avut ocazii așa bune. Adică am mai avut tentative, dar fără vreo mare finalizare sau oportunități foarte clare. Nu știu cum să mă exprim. Oricum, fanii noștri aplaudă, asta e important. Oricum, pentru al Calcan un meci bun. Bărbuț recuperează. Rivaldinho. Rivaldinho pentru Bărbuț. Bărbuț, cu dreptul te rog. Totuși a fost peste poartă șutul. Ciobanu. Nu ganea. Am greșit. Băi, mă las să-l schimb și eu pe Calcan sau mi-e imposibil? Ba nu, dar e singur din nou. L-așteaptă pe Rivaldinho, care șutează de aici și e pe lângă, mă, nu pot să cred. Craiova periculoasă pe final, simte că nu mai are timp, Ioniță. Îl vede bine pe Vătăjelu. Te rog, nu. Te rog, nu, bine, Țâru. Nu știu ce a făcut Bărbuț acolo. Bărbuț, ce faci? De Neuer, întineam în baza. Urii și gata, 1-0 cu emoții. A doua repriză n-a fost ce trebuie. Deși am avut ocazie și în a doua repriză, puteam fi egalați pe final, am presimțit asta, v-am zis. Și grație lui Piacelli, câștigam meci oricum. Per total am dominat și am fost echipa mai bună. Dar total nemulțumit de meciul ăsta. Voiam mai mult, vreau să fie un adevărat derby, să fie spectacol. Și eu știu că am dat pe interviuri, acum că n-au fost interviuri după meci, nu știu ce să zic. Rodane, te rog, fă 50 overall. Pașcanu face 63, deși a luat o notă execrabilă. Și avem și update. Ne-a adus 3 talente. Eric Movila, sau Movila, te rog din suflet, pare extraordinar, dar te rog din suflet, nu fi CAM, că am deja 2 buni pe CAM. Și nu fi LM, mai bine să fii RM sau Striker, te rog, sau CM. Ăsta e slab rău, Lucian Gheorghiu, îmi pare rău, băiete.
La fel și Gabriel Hila. Ok, Jan Jacobs, îl pot lua deja, are 61, mamă, ăsta încerc, ar trebui să încerc să-l antrenez, deși eu l-am antrenat pe Mățan. Jacobs e clar mai bun, ăsta are 15 ani, Emanuel Popescu are tot 15 ani. Movile ECM, e bine. Și hai să vedem ce overall are. 65 movilă, what the god! Valorează deja 1.200.000. Ne-am luat încă un jucător pentru antrenamente. Chiar avem nevoie de un CM, sincer. Nu pot să cred. Ce academie avem? Imposibil, man. Și ei bine, trebuie să încheie episodul aici. Și avem și conferință de presă oficială. Wow. Rămâne de văzut ce vom mai face în episodul viitor. Până atunci, nu uitați să păreați meciul viitor pentru CFR, Dinamo și Clinceni, deși cu Clinceni voi simula, eu zic să pariați și pe meciul ăla, practic n-am cum să decid eu scorul, deci pariați pentru CFR, Clinceni și Dinamo, din episodul viitor simulăm meciuri, se pare. Sunt mulțumit, 2 victorii azi, chiar dacă cu Craiova mai așteptam să jucăm mai bine, nu contează. Mulțumesc că ați fost aici, mulțumesc de susținere, nu uitați de like dacă vă place seria și vreți să apară cât mai repede următorul episod. Dacă sunteți noi, abonați-vă dacă vă place de mine, bineînțeles, și vreți să vedeți și alte clipuri. Nu uitați, cei care n-ați apăsat încă pe clopoțel, apăsați și bifați să primiți toate notificările. Văd că Rivaldino a ajuns goalgetter, mă bucur pentru el. Comentariile cu pariurile care au fost câștigătoare o să apară la final ca de obicei. Eu am fost Aluc, la revedere! Viitorul, Constanța, luptă și-ntr-o bună zi. Viitorul, Constanța, campioană tu vei fi.